Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Vinovați de iubire, episodul 26. După moartea lui Haluk, Necei și Ege trec prin tragedii separate. Ege se învinovățește, iar Naci spune că nu e vina lui. Necei devine dură la muncă și pleacă când Cuneit îi cere să-și ceară scuze. Nu merge la înmormântare, dar reacționează puternic când vede că Haluk este îngropat lângă mama sa. Safi este criticată de Han și surorile ei pentru că a lovit-o pe Necei. Han o convinge pe Necei să-și susțină fratele. Safi gătește halva pentru Haluk, iar Neriman îl sprijină pe Ege. Safi îi duce halva lui Naci, dar se sperie când îl găsește căzut. Naci o calmează și își revine rapid. Han îi cere lui Naci să plece pentru a nu o face pe Safi nefericită. Naci acceptă și și-a rămas bun de la Safi, spunând că trebuie să meargă la fiica lui. Gulben îl confruntă pe Han când află că i-a cerut lui Naci să plece, apărând fericirea surorii sale. Han îi spune lui Safi, dacă te-ar fi iubit, ar fi rămas și ar fi luptat. Esat îi face cadouri practice lui Gulben, ceea ce o bucură. Esra schimbă încuietoarea casei după ce găsește o statuie grecească și descoperă că Han a intrat în casa ei. Îl cheamă pe Esat să stea cu ea pentru că îi este frică. Gulben îi vede pe Esat și Esra împreună. Intră în criză și începe să țipe. Esat și Esra vor să o ajute. Safi merge la hotel să-l oprească pe Naci, dar află că el a plecat. Necei o duce la gară să-l caute, dar trenul lui Naci tocmai plecase. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.